Salutare, prieteni! Ne aflăm la cota 1400, la Sinaia, într-o zi cu un soare superb. Este mult mai record decât în București, undeva la 23 de grade aici, față de 31 cât erau când am plecat în București. Și iată ce panoramă se vede în spatele meu. Haideți să vedem mai bine. Da, puțin înnorat și bate vântul, dar destul de mult turiști văd pe aici, turiști de weekend. Superb se vede acolo. Și haideți să explorăm, să vedem. Aici este stația telecabinei la 1400 de metri. Da? Iar mai sus, iată o telecabină coboară, alta urcă. Destul de animată zona. 889 de noi cazuri în București. Destul de multă îngrijorare în rândul populației, ce am văzut eu. Iată și un cățel adevărat, ciopănesc. Dar aici avem parte de relaxare, deci nu pe am văzut mai pe nimeni așa cu măști, cu... Uite în fața mea acum o familie. Da, bine, nici nu este o zonă închisă și n-am devenit dintr-o dată adeptul purtatului măștii. Dacă ai idee, situația e cam ca înainte. Hai să vedem punctul de îmbarcare, destul de modern. Nu mai știu de când n-am mai fost cu telecabina. Să fie ani de zile. Da, destul de cool arată. Iar aici este spre 2000. Da, destul de tare. Ce am observat, deci Sinaia propriu-zis este aglomerată doar în centru, spre periferie, deci n-am văzut așa multă populație. Deși telescaunul tot acolo mergem și telecabina. Iată o telecabină acum deasupra noastră. Da. Priveliștea este încântătoare și se merită tot efortul. Acesta este refugiul bucureșteanului. Ar trebui să o recunoaștem.
E undeva la 2 ore, dacă vrei să vii până aici chiar 3 ore. Porțiunea asta de urcat de 10 km. Iată și un interzis aici, dar se referă la snowmobil, ATV, automotor, referitor la drumul ăsta. Deci cu drona poți să te dai pe aici. Și ce frumos, ce sisteme moderne au. Un turn de comunicații acolo. Telescaunele sunt mai mult goale, cum se vede. Probabil că și amortizează consumul din altă parte. Dar cu telecabina mai urc așa, spre 2000. Ziceam de temperatură, e extraordinar de bună. 31-33 de grade în București. Și aici am ajuns undeva la 23, v-am spus. Dacă s-a oprit și intele, scaunul și un alt cățel pe drumul de munte. Toți voinici și bine mâncați. Jos baza Salvamont, suveniruri și mai jos restaurant, am văzut. Bine, aici vă las pentru un moment. Mă duc să-mi caut o locație de zbor, bineînțeles. Fairy Trail. Foarte tare. Și iată o telecabină apropiindu-se, goală și alta plecând. Nu e mare vânt, se vede acolo, deci acel steag galben. Dar e superb, superb. Panorama e superbă. Bine, prieteni, pe curând atunci, la revedere. Bine, prieteni, s-ar putea spune că mi-am intrat în mână. Am dat deja prima baterie, care este, din punctul meu de vedere, un test atunci când zbor cu un nou model de dronă. Sau când faci o pauză de n-a mai zbura cu ele. Am dat pe acel culoar care vi-l arăt acum. Deci undeva acolo 3,5 km deasupra acelei văi, stațiunii. Și cum se vede, s-a mai înnorat cerul. Da, în partea asta erau mai plumburii, dar văd că s-au disipat. Am găsit aici platoul ăsta, deci la baza funicularului. Și totul a fost ok. N-am avut interferențe nici de la turnul de telecomunicații. Asta e view și plec să explorez mai departe. Pe curând. Băi, uitați cât de cool este view-ul ăsta, cu stațiunea la poale și atâtele cabinele, una urcă, una coboară. Mai devreme am fost acolo jos.
platou acela. Jos de tot e stațiunea. Și cota 1400 e aici. Cu telecabina, cu... Ia, hai să mai vedem una urcă, una cobor. Super tare view. Și ăsta e traseul către 2000 la picior. Un drum forestier, evident, plin de grohotiș. Și asta este nebunia verii. Atât de aproape trec telecabinele, ai impresia că te ating. Ia uite. Uitați și voi ce viu. Bestial. Bine, prietene, ne vedem mai târziu. Da, și mai este view ăsta care dă dreptul mortal. Rămâne aici numai cine are sânge în instalație. Haideți să vedem cât de aproape poate să treacă telecabina de noi. E ceva de-a dreptul spectaculos. Ia uite-o. Madre mia, madre mia, madre mia. Cota este jos, cum ziceam, la 1400. Și iată o altă telecabine cum se apropie. Foarte tare. Asta e bun de șeruit, de rămas pe canal, de distribuit, de dat like. Da, este extraordinar cât de aproape au gândit să treacă de... Nu e niciun pericol, dar distanța este incredibil de mică. Iată-o cum vine. Madre mia! Ce vorbești, frate? Și în timpul ăsta cobor alt. Incredibil. Madre, 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 madre. Da. Avem o țară super frumoasă. Iată culmile munților Bucegi. Extraordinar de frumoasă, care merită vizitată, luată la pas. Păcat cu această pandemie care strică planurile multora. Mai așteptăm o telecabină care acum se zărește, va urca. Uitați-o, foarte tare, super tare. Și pe sora ei pereche care se apropie. Incredibil, incredibil. Rămânem cu imaginea acestui peisaj fabulos și ne revedem mai târziu. La revedere. Ce îi lipsește unui bucureștean când se află în vacanță, făcând turism? Păi ce poate să-i lipsească? Prețurile din București. Prețuri ca în București. Adică cei care pretind că ar vrea să facă turism, îți iau pielea după tine, efectiv. Mă refer aici la stațiunea Mamaia, unde o bere plecată la 7 lei, 9 lei paharul și așa mai departe. Un Strombo la sticlă, care în București e 3 lei jumate, era 7 lei și ceva pe acolo. E, uite aici în Buștene am reușit să găsesc, în spatele meu se vede, un Lidl.
unde un bucureștean poate să mănânce și să bea cu 5 lei. Asta am avut să vă transmit.